Ceasuri bune vă spun de la Museum din Bistrița. Mergem să ne întâlnim cu domnul George Marinescu, domnia sa doctorat în istorie. Ne va prezenta astăzi în emisiune o frumoasă poveste a cositorului în Transilvania, la noi în Bistrița Năsăud. Vom vedea și alte metale care se află la Museum în Bistrița și, desigur, vă vom prezenta cele două evenimente importante care se desfășoară la noi în oraș. Noaptea muzeilor, arta cositorului transilvanian. Ceasuri bune vă spunem de la ASTV. Sunt Alexandru Emil Iustian și astăzi am un invitat deosebit, un doctor în istorie, domnul George Marinescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit și vă bucur de invitație. Domnule George Marinescu, eu de câte ori mă întâlnesc cu noastră, în poveștile noastre se regăsește istoria și de obicei regăsim sau discutăm despre istoria veche a județului Bistrița Năsăud, noastră este un specialist în istorie și vă duceți într-un loc unde mie îmi place mult, unde e vorba despre daci, dar astăzi v-am chemat în emisiune într-o situație mai inedită, mai nouă, mai actuală. Știu că dumneavoastră sunteți implicat într-un mare, mare proiect, într-un proiect despre care o să vă rog să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba. Sigur, eu și împreună cu toți colegii de la Complexul Muzeal, pe cum se știe, la nivel național este marele eveniment Noaptea Muzeelor, care și muzeul din Complexul Muzeal Bistrița în fiecare an s-a implicat în această acțiune. De data aceasta sunt implicate patru instituții ale Complexului Muzeal: Muzeul din Bistrița, Muzeul Casa Argintarului, tot din Bistrița, Muzeul Grănicerez Năsăudean de la Năsăud și Muzeul de Artă Comparată de la St. George Băi. Invităm publicul bistrițean și din județul Bistrița Năsăud să viziteze muzeele sâmbătă 13 mai de la ora 18 la ora 0 până la miezul nopții. Aș vrea foarte pe scurt să prezint câteva evenimente. Sunt și momente artistice, trupe de dans în curtea muzeului, teatru de umbre, concert. Să nu spuneți că e ca în filmul Noaptea la Muzeu, în vie exponatele, să fie îmbrăcate ceva din negura vremurilor. Sunt în curtea muzeului, dar și în interiorul muzeului. Practic în vie tot muzeul. Da. Sunt pentru copii anumite activități legate de diferite jocuri, gen șotron, X și 0, dame sau legătură cu Lego, mai actual pentru generația actuală, expoziții temporare, Norbert Tome, expoziții de artă. Da, le arăt și afișul. La care se adaugă, evident, și expozițiile permanente ale muzeului, expoziția de etnografie și artă populară, expoziția de științele naturii, expoziția de artă contemporană și expoziția de istorie arheologie. A spus la și care... de Casa Argintarului și acolo sunt evenimente. Da, legat de Bistrița ar mai trebui spus că se poate vizita și sala de tezaur cu această ocazie. Deci, colosală sala de tezaur, acolo aveți vasul din aur extraordinar. De acum la 4.000 Casa Argintarului mai sunt expoziții, de asemenea, expoziții temporare. Este și o expoziție temporară pamflet, Sorin Tisa, și o expoziție temporară, Arta Cositorului Transilvanian, asupra căreia o să insistăm în această emisiune, cu specific medieval pentru Casa Argintarului. De asemenea, la Muzeul Grănicerez Năsăudean, pe lângă expozițiile permanente de istorie și arheologie de acolo și de etnografie, este o expoziție legată de minerale, cuarțul, expoziție de minerale și o expoziție de fotografie, arhitectura tradițională în țara Năsăudului. Iar la Muzeul de Artă Comparată de la St. George Băi
Mircea Nechita, o expoziție de pictură și grafică și o expoziție de sculptură andezit nouă. Deci, evident, sunt deschise muzeele, este curtea deschisă, lumea poate să socializeze, exponatele au cu totul altă valență pe timp de noapte. Prin viață pe timp de noapte. Și atunci este o ocazie foarte bună de a vedea exponatele, diferă foarte mult pe timp de noapte decât în timpul o vizită la muzeu pe timpul zilei. Și sunt convins, eu în ultimii ani n-am reușit niciodată când a fost noaptea muzeilor. Sunt mult mai frumoasă. Și vreau să spun, domnule George Marinescu, că din ce ne-a spus dumneavoastră acum, eu concluzionez că orice persoană care vine, orice conjudețean de-a nostru sau orice persoană străină, orice persoană din lumea asta vine la noaptea muzeilor în data de 13 mai, o dată interesantă așa, 13 mai, orice persoană vine acolo, va avea ceva de văzut, așa, suntem acum în, astăzi este 8 mai 1921, se înființează Partidul Comunist Român, apoi 9 mai, o serie de evenimente cu Cogălnicianu, Mihail Cogălnicianu citește în Parlamentul României Declarația de Independență la 1877, apoi venim mai la 1945, este ziua Victoriei, apoi se este ziua Europei. Deci zi, chiar și soția mea în sărbătorește ziua. Vă dați seama ce ocupat-o ziua mâine, domnule Marinescu, dar dumneavoastră rămâneți istoricul meu preferat de la noi din județ și pentru că mi-e place ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, o să vă ajut în prezentarea noastră, o să rog pe colegul nostru Ciprian Ianuș din studio, regizorul nostru de azi, să ne dea niște imagini din muzeu, începând de la epoca bronzului, la metale, până la cositorul pe care ni l veți arăta dumneavoastră în data de 12 mai. Da, în 12 mai, la ora 13, va fi vernisată expoziția Arta Cositorului Transilvanean, o expoziție itinerată de la Cluj, organizată de colegii de la Cluj. V-aș întreba dacă obiectele din cositor care sunt la dumneavoastră în Muzeul Județean vor fi tot acolo în data de 13. Deci se vor vizita în cadrul expoziției permanente. Aici vor fi piesele aduse de la Cluj. Deci organizată de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, de colegele Mihali Melinda și Mitu Melinda. O să vedeți imagine pusă colegul nostru. Au organizat această expoziție. Ne-am dorit foarte mult să fie adusă la Bistrița și prezentată în cadrul Casei Argintarului, o casă reprezentativă renascentistă, mai ales pentru prelucrarea metalelor. Acum recent s-a încheiat expoziția cu Arta Orfevralilor Transilvaneni, o expoziție dedicată potirelor și prelucrării metalului prețios. Acum propunem bistrițenilor și publicului, în mod sigur, Casa Argintarului este vizitată de public și din țară și din străinătate și vor avea ocazia să vadă un alt aspect al prelucrării metalelor, prelucrarea cositorului. Deosebit și cu exponate veritabile, frumoase, aparținând muzeului din Cluj, care va fi în perioada, deci 12 mai până la sfârșitul lunii august, 29 august. Deci întreaga lună, până la sfârșitul lunii august, întreaga vară, poate fi vizitată această expoziție a cositorului, unde imagini cu acele elemente din cositor o să apară și la noi imediat și o să rog pe colegul meu când va trece filmulețul cu metale pe care se găsesc deja în cadrul muzeului, să mai pun o dată filmulețul. Dar acum să lăsăm până la sfârșit. Publicul care a mai fost la muzeu și deci poate să parcurgă în cadrul expoziției permanente de istorie, deci până la cositor, deci poate să vadă în cadrul muzeului o întreagă gamă de metale care se prelucrau în județul Bistrița-Năsăud.
Deci toate metalele importante au fost lucrate și în județul Bistrița-Năsăud. Foarte pe scurt aș aminti ce poate să vadă publicul legat de metalurgie. Avem topoare de cupru încă din Eneolitic, 4.000-3.600 înaintele noastre, cultura Petrești și Bodrog-Iereștiu. De asemenea, avem obiecte din bronz, deci trecerea de la, se va putea vedea în cadrul muzeului, trecerea de la cupru spre prelucrarea bronzului, obiecte din cultura Wittenberg sau cultura nouă și cultura nouă din epoca bronzului. De asemenea, tot pentru cultura bronzului, în cadrul muzeului și un alt aspect al prelucrării metalului, celebru vas de aur de la Bistrița se va putea vedea în sala de tezaur. După aceea, o serie întreagă de piese de bronz, depozit, așa numitele depozitele de bronzuri, care dovedește faptul că Bistrița și zona noastră avea cunoștințe serioase pe lucrarea metalelor, a bronzului în special. După aceea, în epoca, sfârșitul epocii bronzului, sfârșitul epocii fierului, deja avem la în perioada, așa numită perioada prescitică și scitică, avem într-o vitrină se pot vedea trecerea dinspre bronz spre fier, celebrele pumnale Achinaches, de la pumnalul... Foarte interesant acolo, ce aveți, patru pumnale, din care mi-a spus dumneavoastră, unul din bronz, da. Le avem acum în imagine, unul din metal... Da, pumnalul din bronz, adică este toate sunt din metal, dar unul din da, bronz... Da, se vede trecerea de la bronz la fier. Evident, inovația fierului apare în principal în armament. Deci apariția fierului este ultimul, deci fierul este ultimul metal descoperit este cuprul, bronzul și aceste apoi patru pumnale deosebite. Deci pumnalul din bronz de la Posmuș și după aceea de la Mărișelu sunt celelalte pumnale. Pumnalea Achinaches, sfârșitul secolului 7 și secolul prima jumătate a secolului 6 înaintea erei noastre. După aceea în perioada celtică, la fel, foarte bine reprezentată, da, inclusiv un cuțit de trepanație unic în România, armament. Neurochirurgie în perioada celtică a județului nostru. Da, dovedește faptul că în zona noastră metalurgia fierului era dezvoltată și avea pe lângă armament și unelte, era dezvoltată și cu alte aspecte, deci inclusiv chirurgicale, medicinal. După aceea, perioada dacică, Ciocănelul dacic și creuzetele și inclusiv tipar pentru turnarea metalului, inclusiv argint. Acum, în perioada latenă, apare și moneda imitată în primul rând după moneda grecească și după aceea se trece la moneda dacică. Aici cositorul despre care tocmai o să ne vorbim. Da, aici vom vorbi despre cositorul. Acesta este din muzeul din Bistrița. Deci la noaptea muzeului se pot vedea. Sigur că da. Pe lângă expoziția adusă de la Cluj, care este la Casa Argintarului, care va fi o tematică specială. Perioada romană, de asemenea, este foarte bine ilustrată în prelucrarea metalelor. Se pot vedea în cadrul muzeului, în expoziția permanentă, piese de bronz, din fier, inclusiv aplice cu email. O să rog pe colegul nostru să ne mai dea imagini din muzeu, imagini pe care le-am și luat încetul, astăzi. Și încetul vom ajunge în perioada medievală, unde de asemenea este foarte bine prelucrat și reprezentat în cadrul muzeului piese atât din metal prețios, care sunt expuse în sala de tezauri, dar și în cadrul expoziției permanente, atât armament, cât și unelte și obiecte de fier. Inclusiv, de exemplu, stema Breslei Fierarilor este prezentă în cadrul muzeului din Bistrița. Și obiectele de cositor despre care vorbeam, care aparțin muzeului din Bistrița, inclusiv lada Breslei Cositorarilor este prezentă în o cadrul să vedem și expoziției imediat. Permanente. Acum, legat de expoziția cu cositorul de la Casa Argintarului, se știe cositorul ca și metal are o vechime mare în timp. Deci el este cunoscut încă din preistorie. Oamenii când au trecut de la, practic, metalurgia cuprului prima, dar cuprul are o temperatură de topire ridicată, 1083 de grade. Și atunci, în perioada
bronzului timpuriu, oamenii și-au dat seama, prima dată, probabil involuntar, minereu de cupru împreună cu arsen, reducea și devenea metalul mult mai bun. După aceea au adăugat conștient cositor în antici, vorbesc de antici, de preistorici. Cositor și a rezultat bronz. Au redus temperatura de topire și a devenit metalul mult mai maleabil și ușor de turnat. Spre deosebire de epoca medievală, anticii au folosit cositorul doar pentru acest aliaj, pentru bronz l-au folosit. Niciodată nu au făcut obiecte din cositor, cum au făcut, cum vedem, o să vedem în expoziție. Asta se întâmplă în Evul Mediu, pentru că cositorul, ca și metal, are o temperatură de topire foarte jos față de cupru, 232 de grade. Ceea ce îi permite să fie foarte maleabil, se topește foarte ușor, se toarnă fără dificultate. Pentru a-i spori duritatea, în Evul Mediu, se adăuga, deci dacă se adăuga cu cupru, devenea bronz, dar dacă se adăuga plumb, devenea așa numitul cositor greu, adică obiectele despre care vom vorbi din Evul Mediu. Avea o masă mai mare. Mai mare, da. Deci există și în Evul Mediu există un rețetar al obiectelor din cositor pe care l-au respectat și inclusiv în statute este înscris, deci 10 părți de cositor și o parte de plumb. Anticii nu au utilizat acest lucru pentru vase, pentru că plumbul este toxic. Și atunci l-au evitat în folosirea, iar în Evul Mediu s-a păstrat acest, pentru că imita ca și aspect argintul foarte bine, vasele din cositor. Dar, tocmai pentru că este toxic, acest procentaj al plumbului, erau rețetele și producătorii de astfel de vase erau foarte atenți la să respecte cu strictețe acest procentaj, iar pentru vesela comună, inclusiv toată vesela care era folosită, cam la 30 de ani era topită și returnată pentru a se evita anumite boli, anumite reacțiile plumbului. Și asta este un motiv pentru care, din cauza căruia au rămas foarte puține obiecte comune, deci farfurii sau căni sau veselă comună medievală. Deci acele vase care le aveți în muzeu, mi-a spus dumneavoastră că poartă încă pe ele inscripția breslelor. Da, exact. Fiecare erau destinate unei bresle. Da, au rămas până în zilele noastre, doar obiectele care aveau o însemnătate pentru o anumită categorie. Erau comune. Erau speciale, care tocmai acestea nu s-au turnat. Nu s-au distrus. Erau comune în cadrul unei bresle. Da, erau comune, aveau un rol special și nu au necesitat obligativitatea topirilor. Ele s-au păstrat, aveau un aspect religios, un aspect legat de anumite manifestări în cadrul breslelor. Ca și surse ale cositorului, deci cositorul și inclusiv din preistorie, Asia Centrală a avut principalele surse, dar datorită faptului că erau greu de ajuns la aceste surse, s-au căutat alte surse și s-au descoperit surse astfel în Spania și în Anglia. După aceea s-au descoperit surse importante în munții metaliferi, în zona Boemie și în Saxonia, care vor avea un rol deosebit în Evul Mediu. Deci aceste surse din zona munților metaliferi din Boemia. Pentru că din zona aceasta a Boemiei este sursa care vine și în Transilvania. Deci de aici vine sursa cositorului pentru produsele pe care le vor face meșterii cositorari din Transilvania. O altă sursă este din Polonia, mai ales meșterii de la Cluj, din această expoziție, utilizează. Cea care vine la noastră acum, da. Data de 12 mai, la ora 13, am înțeles că e venit. Da, la ora 13. Mai e,
era utilizată și o sursă internă de la Baia Mare. Să știe că Transilvania a avut și are în continuare minereuri și resurse bogate, dar era de o calitate mai slabă. De aceea apare în documente cositorul negru. Aceasta era denumită sursa de la Baia Mare. Deci un cositor de o calitate mai slabă. Aceste surse și productivitatea cositorului și producția cositorului s-a păstrat cam până la sfârșitul, până la mijlocul secolului al XIX-lea. După aceea nu a mai devenit rentabil, fiind sursele din Asia și din America de Sud devenind foarte rentabile, sursele europene au decăzut. Astfel și producția cositorului a încetat. Există la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea o redresare a produselor, cositorul englezesc, de exemplu, sau Empire. Mai vedem în film așa vase din care să bea, o refacere să consumă din cositor. Dar o să rog pe colegul nostru din regie să ne mai dea imagini din muzeu pe parcursul expozitului noastră și dacă când vedeți anumite imagini, simțiți nevoia să interveniți, vă rog să o faceți, fiindcă imaginele sunt filmate oarecum nerespectând o ordine anume. Noi am filmat azi ce am reușit să filmăm, vizitând muzeul. Eu m-am dus repede să văd tezaurul și expoziție, elementele traco, geto, dacice, celtice și scitice, care mi-e plăcut. Muzeul are foarte mare, practic 6 săli mari cu exponate, plus sala de tezaur. Muriri în istoria, deci sunt, României poate să vină la și muzeu. Și toate obiectele sunt din județul Bistra-Năsăud, ceea ce e o mare calitate și atracție pentru public, că pot să vadă ce strămoș aveam, domnule tot ceea ce este în județul Bistra-Năsăud. Vă spuneam anterior, legat de cositor, că conta foarte mult calitatea și acea proporție cu plumbul respectat. Astfel puneau o parte de plumb, 10 de cositor. 10 de cositor. Și atunci puneau ștampilă și există și încă există piese mai vechi de la antichități care păstrează, de exemplu, ștampila propțin, adică un P și un Z. Propțin, adică este conform, adică îi păstrează proporția de 1 la 10. Alte deci n-aveau protecția consumatorului, dar aveau conștiință. Aveau da, ștampile de calitate. Ștampile aveau. Ștampile de calitate. Sau este ștampila F și un Z, fine țin, adică sub proporția de 1 la 10, adică de foarte bună calitate. Mai puțin plumb. Foarte bun, de foarte bun. Deci e mai mică proporția de plumb. Adică puteai să bei liniștit din acel pahar, exact, că nu te afecta plumbul. Ei, ca și, la fel ca și la aurar, și la aurar au existat ștampile. Ștampilele orașului și ștampilele meșterului, ca să știi cine a produs asta. La fel și la cositor, la cositorar au existat aceste ștampile. Ele se impun, chiar dacă apar încă din secolul al XV-lea, se impun în secolul al XVI-lea și al XVII-lea mai mult. Totdeauna apar ștampila orașului și ștampila meșterului, inițialele meșterului. În funcție de epocă, după aceea apar combinate și ștampila orașului și cu inițialele meșterului. Iar mai târziu, secolul XVIII-XIX, apar inclusiv ștampile de calitate, despre care vă spuneam anterior, în care puteai să verifici foarte ușor de unde-i cositorul, ce calitate are, cine l-a produs. Deci stau seriozitatea a meșterilor în acea vreme. Exact, în ce oraș l-a produs. Iar statutul despre care vom povesti imediat, la 1568, îi obliga pe meșteri să ștampileze produsele, tocmai ca să poată fi verificat produsul de oricine, calitatea lui, și să fie tras la răspundere cel care nu a produs un astfel de nu a păstrat calitatea produsului. Despre breasla cositorarilor, face parte din breasla celor care se lucrează cu metalele. La început au făcut meseriașii dintr-o breaslă comună cu a prelucrătorilor de metale. De multe ori apar împreună cu cei care turnau clopote,
Cam aici se regăsesc. După aceea, după ce se dezvoltă pe parcursul evului mediu, apar ca și breaslă independentă, se separă de restul celorlalte bresle. Prima atestare este la 1285 la Nuremberg, în spațiu german, iar după aceea la Londra la 1348, la Lübeck 1360, Praga 1370, iar în Transilvania prima atestare este la 1393, la Sighișoara, deci timpuriu, dacă stăm să ne gândim la celelalte atestări. Unde este atestat un Andreas Toppengießer, adică turnător de oale, pentru că se știe că în evul mediu prenumele se păstra și era importantă meseria, adică prelucător în aur sau prelucător în cositor sau prelucător în diferite alte aspecte. Deci era importantă meseria. După aceea, în secolul XIV-XV, începe să apară în majoritatea orașelor importante din Transilvania, printre care și Bistrița. La Brașov, la Sibiu, la Cluj, Mediaș, Baia Mare. Imediat în perioada Renașterii s-a simțit nevoia unui, toți meșterii au simțit nevoia unui cadru legislativ, să-și facă un cadru legislativ toate aceste bresle. De ce au simțit? Pentru că era concurența foarte puternică dinspre spațiul german, dinspre Boemia și dinspre spațiul german, unde veneau foarte multe produse înspre Transilvania. Și atunci toate aceste bresle nu puteau, degeaba produceau ei, că veneau din spațiul german la prețuri mult mai joase și de calitate foarte bună. Cum se întâmplă și astăzi, vin produse din exterior, că e mai ieftine. Și atunci ei și-au pus problema, ca să poată să supraviețuiască pe piața Transilvaniei, au avut nevoie de un monopol. Și toate aceste bresle, la 1568, sau deci din muzeul din Bistrița sunt aceste piese. Vase din cositor și acolo. Vase din cositor. Da, arăta extraordinar. Asta este din bronz. I-am văzut din bronz, o cupă din bronz. Această trecere la cositor, așa, după ce ani de zile s-au folosit vase de lut, vase chiar din aur, vase din bronz. La un moment dat în istorie a fost așa o tendință de folosire a cositorului la foarte multe feluri de obiecte. Era mai ieftin și mai accesibil unui public mai larg. Și realizarea și era mai ușoară, temperatura mai mică. Imita, realizarea era relativ ușoară și imita argintul, care nu și-l permitea oricine. Deci la 1568, breslele din Sibiu, Sighișoara, Brașov, Media și Bistrița, acestea cinci, la care după ulterior vor adera și celelalte orașe, au întocmit un document, un statut de breaslă comun pentru toate breslele din cositorarilor din Transilvania. Astfel, în 8 puncte, ei stipulau modul în care puteai să ajungi de la ucenic, calfă și meșter. După aceea precizau obligativitatea despre care vă spuneam să ștampileze produsele. Aveau o obligativitate precizată în statut de autocontrol. Și cum aveau acest autocontrol? Adică fiecare meșter putea să verifice pe alt meșter fără ca meșterul respectiv să se opună. Se verifice produsul. Deci, interesant. Asta dacă s-ar mai putea face exact ceva de genul ăsta. Fiecare meșter putea să-l verifice pe celălalt, să vadă dacă respectă proporții. Și acea ștampilă dovedea de cine este făcut, nu? Dovedea de cine, pentru că aceste produse ale breslelor era răspunzător în primul rând cel care a produs, dar și breasla per ansamblu era răspunzătoare. Prima dată erau diferite sancțiuni și amenzi, toate aceste amenzi care se strângeau din nerespectarea produselor de calitate, se strângeau în acea anumită ladă de breaslă. Banii se strângeau în acele lăzi de breaslă, de unde se plăteau diferite activități ale breslei. Nunți, o înmormântare unde văduva nu avea bani, un ucenic care era trimis calfă din banii breslei. Uitați, cred că e vorba una dintre lăzile. Exact, bresle cositorarilor din Bistrița de la 1800. Deci evident, erau puternici cositorarii dacă aveau
o ladă în care erau depozitate acele elemente comune. Probabil, în mod sigur, a fost și o ladă anterioară anului 1800, pentru că ele periodic se schimbau. Iar brasla bistrițeană a fost destul de puternică în secolul al XVI-lea și al XVII-lea. Stema Bistriței, din ce era făcută? Brasla fierarilor, unde se vede stema Bistriței cu struțul în vârf și acolo își puneau, fiecare breaslă își puneau uneltele specifice breslei. Deci e foarte important în punctul 7 procentul. Procentul de calitate era clar stipulat. Încă din acest statut de la 1568, brasla constitorarilor a fixat prima dată obligativitatea să nu fie acceptați alți meșteri care să aducă produse, să le facă concurență. Încă nu s-a putut impune. De-abia la 1580, printr-un act, s-a stipulat clar că sunt favorizați. Un fel de monopol, practic, s-au putut impune pe piață. Deci erau interziși nebreslașii și comercianții care duceau în Transilvania produse de cositori din spațiul german. Deci era clar stipulat. Adică dacă te prindea pe piața din Bistrița cu produse aduse din spațiul german sau nebreslași care nu făceai parte, produsele se confiscau. Deci era simplu, te lăsa fără marfă. Foarte multă seriozitate văd că la brezla asta, la cotitor. La toți erau, la toate brezlele. Deci se recunoștea monopolul asupra producției și desfacerii cositoarelor. La 1602 aceste privilegii sunt reconfirmate și după aceea reconfirmate la 1776 și la 1793. Deci aproape de 1800 deja sunt reconfirmate și care și-au păstrat aceste privilegii. Legat de piesele care se vor vedea și în Muzeul din Bistrița, dar și în expoziția din data de 12 mai, Casa Argintarului, unde mult mai multe obiecte vor fi expuse. Practic, Muzeul din Cluj a beneficiat faptul că este unul dintre principalele muzee ale Transilvaniei. Încă de la 1876 este muzeu, a beneficiat de colecții, de donații importante la sfârșitul secolului al XIX-lea și inclusiv din zona noastră, de la Bistrița, sunt piese de la Muzeul din Cluj. La Muzeul din Cluj. Și atunci publicul are o ocazie foarte rară să vadă exponate produse, chiar dacă sunt la Muzeul din Cluj, în mai multe ateliere, de la Sighișoara, produse la Sighișoara, produse la Sibiu, produse în zona Bistriței, la Cluj, evident, Baia Mare, deci produse din toată Transilvania reunite în colecția Muzeului din Cluj. Cât de aproape de noi în timp s-au utilizat aceste obiecte de bronz? De cositor. De cositor, iertați-mă. Da. Până spre sfârșitul secolului al XIX. Și acum sunt, da? Sunt. Utilizate până spre sfârșitul secolului al XIX. Oamenilor. Ele și-au păstrat utilitatea și ele erau, practic, erau piese importante la toate breslele. Deci toate breslele aveau așa numită ladă de breaslă, unde păstrau banii, statutele, deci documentele importante, sigiliile de breaslă și aveau așa numită o veselă. Veselă care era vesela pentru anumite sărbători, când devenea un meșter, dădea o masă și atunci erau aceste farfurii, aceste cupe speciale, când se logodea un meșter, când se căsătorea la o mormântări, erau folosite. Și atunci toate breslele aveau o veselă de ocazie care se moștenea și se reînnoia periodic, pe care diferite bresle din diferite orașe de ale Transilvaniei le produceau pentru breasla orarilor, pentru breasla cojocarilor, pentru croitorilor, pentru tăbăcari, pentru, deci toți aveau, comandau. Așa cum comandau și, de exemplu, breasla cositorarilor, comandau ștampila la breasla orarilor. Sau dacă doreau să-și picteze banca în strana din Biserica Evanghelică, comandau la breasla pictorilor de mobilier anumite servicii. Iar alte servicii pe care le făceau cositorarii le produceau aceste bresle. Era o relație de schimburi între ei. Exact. Își produceau unii altora
obiecțiile de care aveau nevoie. Pe afiș ce obiect este pe afișul expoziției? Deci este o cană de breasă de la Cluj. De la Cluj. Cană de breasă. Da, 1570. Sfârșitul, a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Ce este important față de vestul Europei, că și în vestul Europei a fost foarte puternică breasla cositorarilor, în zona Transilvaniei nu este ornamentul în relief foarte mult dezvoltat. Deci s-a mers pe gravură. Atunci există chiar și un curent, renașterea florală transilvaniană, când erau foarte multe motive vegetale. Și cana de pe afiș este exact, gravată. Gravată, cu motive vegetale. Au și elemente în relief, dar de obicei aceste elemente la toartă, la piciorușele de la... Acestea erau produse separat și s-a ajunge la situația în care cana efectiv sau farfuria o producea un atelier, iar piciorușele, mânerul, îl produceau alt atelier. Și atunci avem ștampilă pe toartă, de exemplu, și ștampilă pe cană. Pe toartă, de obicei, sunt ateliere foarte puternice zona de la Sighișoara, ștampila breslei de la Sighișoara, pe toartă, iar pe vasul este de la Brașov, să zicem. Deci fiecare mește, da, se recunoaște foarte clar. O industrie, cine, de fapt, în două orașe, exact, diferite, cine se producea un vas. Da. Elemente acelui vas. Au diferite aspecte și în perioada gotică, sunt la sfârșitul perioadei gotice, o dezvoltare foarte importantă a artei cositorului este perioada Renașterii și perioada barocă. Deci în secolul 16, 17 și 18, cam asta este perioada când și statutele de breaslă și însemnările... Secolul 18 este. Da, 17, 18. Consemnează, de exemplu, dacă în secolul 15 se menționați 2 sau 3 meșteri în câte un oraș de cositorar, după aceea secolul 17 apar inclusiv 20 sau 30 de meșteri, deci o breaslă puternică. Drept dovadă că și ei produceau atât pentru oameni mai bogați, pentru elite, dar produceau și pentru populația de rând, adică vase de rând, care, vă spuneam, datorită acei prevederi de la 30 de ani se topeau, ne-au rămas foarte puține. S-au scos din uz. S-au topit. Ei aveau obligativități speciale, inclusiv la returnarea cositorului. Deci ele se scoteau din uz, se returnau, dar trebuiau să respecte anumite procentaje și o anumită rigoare. Pentru că exista acel control al breslei și control al calității, și alte bresle din alte orașe controlau la fel calitatea produselor. Tocmai de aceea aveau acest monopol și conducătorii statului le permiteau acest monopol cu obligativitatea să respecte rigoarea calității. Asta era principal. Sunt deci diferite tipuri de cupe, farfurii, așa numitele talere, sunt flacoane de diferite tipuri. Bijuterii s-au făcut în această perioadă? Bijuterii din cositor nu se făceau, se prefera argintul pentru cositor. Pentru evumediu. Argintul era cel mai utilizat, dar putea fi și argint aurit. Evident, aurul era la nivel înalt, exact. Da, deosebit de interesant această perioadă în care se utilizează cositorul. Vă mărturisesc că eu am acasă o măsură de 200 mililitri din cositor și acum, în timp ce dumneavoastră ne făceați o expunere, mă gândeam la ce se folosea. Și acum m-am gândit, băi, să măsura ceva, lapte, smântână, că este o măsură foarte dreaptă, are și ceva simbolic. Da, o măsură, deci toate există, și măsuri de metale și există, deci totul este cântărit în evmediu. Probabil vom face pe viitor și inclusiv o expoziție legată de cântare și de măsurători. Muzeul deține destul de multe astfel de obiecte. Evoluția sistemului de măsură, inclusiv o pondera romană avem în muzeu, care de asemenea poate fi vizitată în expoziție. Deci
Și inclusiv în epoca bronzului, de exemplu, există anumite lucrări care au cântărit diferite piese și au constatat că se respectă un anumit gramaj. De exemplu, la seceri de bronz, un anumit tip de gramaj, era clar, este foarte clar că și în preistorie se cântăreau anumite... Nu se făceau acele amestecuri și acele aliaje la voia întâmplării. Nu. Se făceau pe baza unor experiențe, sigur, anterioare, care se păstrau. Atât la bronz, cositor... La bronz știau dacă puneau staniu, deci cositor, în anumite procente, dacă doreau să producă o armă de bună calitate sau o podoabă. Deci mai dură sau mai moale? În funcție, adăugau cositor cât trebuie pentru duritate. Dacă era o podoabă, nu avea nevoie de duritate, avea nevoie de strălucire. Am văzut și acele podoabe care sunt din bronz, tot așa, mai avem 5 minute, dar eu o să spun că în expoziția care organizează noastră are loc în data de 12 mai, începe la ora 13 și acolo se văd mai multe lucruri despre cositor. Da, cam este... tot ce exista în Transilvania legat de cositor se poate afla în acea expoziție. Apoi 13 mai la ora 18, sâmbăta, este acea noapte a muzeului. Mi-mi place zic așa, o noapte la muzeu, o situație în care exponatele prin viață, dumneavoastră o să vă aflați și atunci acolo. Sigur, împreună cu colegii. Sala tezaurului este deschisă, acele topoare care le-ați prezentat dumneavoastră din cupru și bronz se pot vedea, acele elemente scitice și podoabe se pot vedea, celtice toate se pot vedea, acolo se poate vedea și sabia călăului Bistrițe pe care scrie Viv la Justiz, sigur scrie în latină. Da. Deci mi-a spus asta, de unde a fost făcut? De unde păi este ele legat? Sunt din spațiu german. Bistrița a avut, inclusiv aici la Breasla Cositoria, a avut o legătură specială cu Bistrița, cu Augsburg și cu Nuremberg. Au avut. Aici, acolo mergeau majoritatea ucenicilor, calfelor în spațiu. Și acum Bistrița are o legătură german. Bună cu Nuremberg. Exact. Mulți bistrițeni sunt în Nuremberg. Nuremberg este și primul oraș luteran din lume. Albrecht Dürer, cel care pictează cele mâini, este un învățat din antichitate, din evul mediu. Care s-a născut la Nuremberg. Cel mai bun gravor, practic, al renașterii germane. Gravor extraordinar, mâinile care sunt, de fapt, mâinile fratele lui, sunt extraordinare, vedeți, peste tot se folosesc acum ca și simbol religios. Am acasă o lucrare, o copie după lucrare, cap de cerb de căprior, foarte interesantă. Da, să știți că la Muzeul din Bistrița sunt atât de multe lucruri de vizitat, să mergeți de vreme, fiindcă timpul trebuie să aloci oarecare timp ca să parcurgi toate sălile, dar acum fiecare se poate duce pe direcția care o dorește în istorie. Poți să acoperi începând din epoca de piatră, avut acolo topoare de piatră, până la picturile moderne care există. Exact, toate sunt din județul Bistrița. Sau și publicul poate să... cred că după ce parcurge diferite aspecte istorice, inclusiv etnografice... Bistrița, o vedem acolo, cetatea noastră, cetatea Bistriței. Da, este macheta orașului, practic în perioada de maximă dezvoltare. Și biserica evanghelică, biserica luterană, care de acum, de la o nouă resfințire, va purta numele de Biserica Evanghelică Sfântul Nicolae. Acea frescă cu Sfântul Nicolae se poate vedea pe complexul Sugălețe. Lada, acea ladă despre care mi-a spus Lada Cositorarilor, practic poartă numele de Sfântul Nicolae pentru că este un patron spiritual. Stema Bistriței. Stema Bistriței, patron spiritual al comerțului. De asta au ales Sfântul Nicolae ca și patron. Și la copii ne place cel mai mult Sfântul Nicolae, nu? Că vine și ne aduce cadouri și la cei care nu sunt cuminți, la cei nu e lușe, da? De obicei, în epoca modernă, primim toți cadouri. Domnule George Manescu, eu vă mulțumesc că ați venit în emisiune. Încă o dată invit pe telespectatorii noștri, pe bistrițeni, să viziteze expozițiile, cele trei expoziții pe care noi le-am prezentat aici, începând din 12 și până în 13, sunt în funcțiune. Sigur că expoziția cu cositorul până în august.
Și vă las dumneavoastră ultimele două minute să spuneți ce considerați că trebuie să mai afle bistriței în două minute. Publicul este invitat și așteptat cu mare plăcere în cadrul complexului muzeal, nu numai la Bistrița, în toate locațiile complexului muzeal pot să afle lucruri interesante despre George Coșbuc, despre Liviu Rebreanu, Casa Săsească din Livezile. La muzeul din Bistrița sunt lucruri foarte interesante și etnografice, care nu le mai regăsim în, până acum câțiva ani, le mai regăseam în locuințe. De asemenea, la secția de științele naturii sunt exponate, sunt trofee de vânătoare, de exemplu, foarte frumoase, sunt minerale, că acum practic minele sunt închise. La colecția de artă contemporană, de asemenea, sunt lucrări al unor artiști bistrițeni despre care pot fi admirate. Iar la partea de istorie pot să parcurg relativ ușor din cele mai vechi timpuri și până în începutul secolului 20, o istorie bogată și pot mai departe să spună altor locuitori din alte părți despre zestrea noastră destul de bogată în privința istoriei pe care avem în județul Bistrița Năsăud. Animale împăiată, elemente din agricultura județului nostru, da, toate aspectele, elemente care se găsesc la stâne, foarte, foarte multe echipamente, îmbrăcăminte, lucruri legate de sași din Bistrița, de perioada romană, de perioada dacică, de perioada celtică, scitică, sunt foarte, foarte multe lucruri. Iar anumite aspecte care nu sunt așa de bine ilustrate, le punctăm prin astfel de expoziții temporare, cu tematică specială, unde aducem și din alte părți, diverse locuri. Și din parte, părți care au legătură cu Bistrița, evident. Da, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă doresc să aveți ceasuri bune. Loc în care dorul nu este doar dor. Aici mănânci gustos, ieftin și mult, chiar și catering. La dorul spălăm covorul, dar și motorul. Iar de nu-ți place presiunea, îți vulcanizăm mașina. Bistrița, Calea Moldovei 33, vis-a-vis de tratare. Construiește cu specialiștii de la Frasinul. La Frasinul găsești soluția ideală pentru proiectele tale. Construcții de drumuri și poduri, construcții civile și industriale, construcții hidrotehnice, lucrări de